Cele mai ieftine jocuri le găsești pe G2A, ai link în descriere. Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal de Zuba, un episod în care o să vă arăt cam ce se întâmplă că se termină sezonul, o să vă arăt și o imagine, o poză în care gen mi-a arătat că se termină sezonul și trebuie să revendic premiile. Premiile, după cum vedeți, sunt aici, am pe o grămadă, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pe toate caracterele trebuie să revendic premiile, deci practic... Când se termină sezonul, pe toate caracterele mi le scade. Uitați, personajele cu peste 1000 trofei vor avea titlul maestru. Parte din progresul lor va fi resetat la finalul sezonului și pot revendica din nou premiile pentru nivelul maestru. Practic, dacă tu faci 2000, mi se pare că scade undeva la 1500 caracterul, la jumate, și poți să iei din nou premiile acestea toate dinapoi. În fine, înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare, pentru că o să... Mamă, 11500... Păi cât, ce record aveam eu? Aveam 12000 cumva? Ia asta să mă uit, băieți. Nu mai puțin. Cât aveam eu record? Da, frate, 12091 și m-a scăzut 500 de trofee. Băi, ești nebun la cap. M-a scăzut enorm de mult. Deci v-am zis, nu uitați de butonul de like. Vreau să revendicăm toate premiile astea, dar nu numai, pentru că vreau să deschid și cutie legendară pentru noul perk, nouă abilitate, ca să spun așa. Am stat ceva să mă gândesc. Defibrilatorul se numește. Să vedem dacă poate să ne dea. Pentru că, după cum vedeți, mai am 35.000 de gemuri aici. Hai să luăm toate reward-urile. Nu uitați să dați și follow pe Instagram, bineînțeles. Vă readuc aminte, la madelin.tatian23, să nu uitați. Următorul caracter. Oricum, mi le pune el, practic. Sau nu, pe ăsta l-am luat. De ce mi-l mai arată cu semnul exclamării? La asta trebuie să mai un element. Perfect, mi-a dat doza de adrenalină. Dar știi ce vreau să observ la doza de adrenalină? Dacă eu am eficacitate 100%, de ce aș da să fac eficacitate 110%? Care e logica dacă e 100%? Nu înțeleg, deci chestia asta chiar n-am putut să o înțeleg. Bun, hai să luăm și de aici, dinți de vampir ăștia sunt buni. Bam, bam. De aici trecut coins-uri pot să iau. Da, pentru că nu... Trebuie să le fac eu gen mai mult. Mai multe trofee. Nu cred că mai am de luat pe absolut nimic. Ia să vedem local pe cât sunt la momentul de față. Pe 3. Băi, ești nebun, sunt pe locul 3 local. Wow. Wow. Îmi place asta cu resetatul de sezon, pentru că acum dacă eu voi pușa, o să crez mult mai mult. 11.900. Băi, dar de ce mi-arată? Băi, lol, pe bune? Mie mi-arată cam 11.900. Dar eu am de fapt 11.500. Ce porcărie. Doamne, ce baguri. Ok, hai să cumpărăm primul legendary crate, sau cum se spune, cutie legendară. Ok, mi-a dat sandale sfinte și pe Duke. Puncte, coinsuri, ok. Cea de-a doua cutie legendară. Ok, niciun caracter nou. Bombă, molotov, fuzi, monede și atât. Următoarea cutie legendară. Bidon cu heliu. Nu mai am dat Duke, brother. Nu mai am dat Duke, că mă leșin. Dar nu-mi dă. Nu pot să înțeleg de ce nu-mi dă abilitatea aceea nouă, că e epică. Și vreau să dau un upgrade la Bruce. Că tot vă spuneam eu pe episoadele trecute. Nu știu pe aici la care să mai dau upgrade. Bine, deocamdată nu mai am bănuți, dar trebuie să mai cumpăr. Hai să mai deschidem o cutie legendară. Ok, mi-a dat bunătăți. Perfect. Oli și bănoți. Hai să mă upgrade la bunătățiuri. Bunătățiuri. Dă până la început. Băi, ești nebun? De la 2 secunde? Ia să dăm noi. Nu. Am crezut că mi se duce până la 0,5. Și eu acum practic am bunătățile maxim. Level 8 e maxim la ele. Wow, man. Deci 1,5 secunde începe. Și este level maxim. Adică nu mai poate să mai împice bunătăți. Deloc nu mai poate să mai împice. Deci level 8 este pe absolut toate itemele. Cred. Nu? Cred că da. Hai să mai deschid, frate. Nu mă las până nu pică defibrilatorul ăla. Nici nu știu cum mama lui să-i spun. Bidon cu heliu, Larry și atât. Aș avea nevoie pe Duke să... pe Buck. Sandale sfinte, mamă, nu mai îmi da brodere Oli, că îmi bat piciorul, îmi dă numai Oli, ok, zâmbește, meriți, felicitări.
20.000, aș avea. Și îmi dă 30, da, cheltui 3.000 și îmi dă Epic Element 41.000. Nu știu dacă se merită 3.000 de astea. Ba, cred că da, hai să-l luăm. Bombă Molotov, puncte pe Oli, gemule înapoi și bănuții și o să mai dăm upgrade la un caracter. Dar nu știu pe ce caracter să dau eu la momentul de față. Cred că o să dau pe Fuzi, că e super enervant. Sau pe Larry, nu, Larry, o să dau Larry, băieți. Larry că este foarte OP. Și cred că o să mai deschid încă două. Cred. Două cutii legendare? Nu, poate să, nu vrea să-mi dea deloc. Bă, și mi-a dat puncte pe Duc, deci m-a leșinat. Nu putea să-mi dea și mie pe Buck. Nu putea să-mi dea și mie pe Finn. Mi-a dat numai pe Duck. Pe Duck, pe Duke, pana mea. Duke. Duke cu vieți. Și mai am bănuț ca să mai dau upgrade la un caracter. Mamă, 1902, mamă, 1972 de astea. Incredibil. Pe Duke am 2300. Fai de capul meu, mi-a dat de maleșinat. Cred că o să dau pe Fuzi, băieți. Upgrade pe Fuzi. Și de restul probabil o să cumpăr bănuți ca să dau upgrade la caractere, poate pe viitor. Habar nu am, aici nu mai pot să mai dau upgrade la nimic, cred. Toate elementele, nu. Bine, mai pot să mai dau la asta, la sandale sfinte și le fac level maxim. Dar nu are sens, nu. N-are sens, efectiv. Da, hai să jucăm, băieți, hai să jucăm prima dată cu Bruce, dar vreau cu skinul, cu skinul acesta, cu Călău Bruce. Se pare super genial Călău Bruce. Și să-i dăm match. Ok, am nevoie și de shotgun. Am vrut să dau surița ca să mă mișc mai rapid. Ok, hai că am murit. Prea pot eu să fug eu după asta. Da, nici o șansă să pot fugi. Salut. Aș fi vrut pe Buck ca să-l fac level 13, ce-i drept. Deci l-aș fi vrut pe Buck level 13, dar... Ok, hai că l-am omorât. Îmi cam fură ăștia, sunt cam golani. Salut. Mamă, mi-ai dat loot bun, bă, bro. Băiatul mi-ai dat loot bun. Silver, am totul de silver. Ai de capul meu, ce bună e. Hai că mă apropii de ăștia. Hai că mă apropii, băiți, dacă e. Bă, da, damn, numai Oli și... Deci vorbesc serios, frate. Deci numai Oli, Nyx. Ok, hai că l-am bătut pe ăsta. Mai Oli, Nyx, de care nu mă pot apropia eu foarte, foarte... Da, îți mulțumesc din suflet, brother. Da. Hai că îl voi mai ajunge eu pe Larry dacă e. Aș fi vrut pe Buck și pe Finn să-l fac level 13. Bine, trebuie și bănoți, și-i drept, îmi trebuie foarte mulți bănoți. Cristianos. Da. Mai văd un Buck acolo. De fapt nu-i Buck, e Bruce. Și naiba se întâmplă cu mine. De greșesc. Greșesc de numirile. Okay, am dat hit, am reușit să-i dau hit acolo. Mai sunt încă 6 în afară de mine, brodere, pe bune. Și zona este foarte mică. Salut. Mamă, are pe legendar omul. Este negru? Salut. Este meciul meu, adică să fim serios, am legendara asta bombă. Salut. Problema mare este următoarea. Ăsta o să fugă de măleșină. Cine va să-i fac eu? Ok, hai că... Bun. Pff,
Se distrează omul meu, n-are stres. Bro, să fim serioși, cât mai stai? Da. Asta e ambițios, omul, n-ai ce faci. Ambițios e ambițios. Ia să vedem noi. Uite, pe Bruce aș putea să dau level 13, dar părerea mea, părerea mea și o susțin, e că se merită mult mai mult să dau upgrade la Buck. Uite, hai să deschidem niște chesturi din acestea de cutii de smarald. Că aș vrea pe Buck să-mi dea puncte. Ok, mi-a dat pe Mowgli. Cred că cele mai bune sunt cutiile de smarald, să le deschid. Ok, mi-a dat puncte pe Buck. Am 271 pe Buck la momentul de față. Deci cele mai bune cutiile de smarald sunt. Eu am deschis cutiile acestea legendare pentru a-mi da... Ok, mi-a dat pe Shelly. Pentru a-mi da părcul nou, abilitatea nouă, dar... Mi-a dat la puncte pe Oli de maleșina, frate. Ok, puncte pe Mowgli. Și mai dăm până la... Ok, puncte pe Finn. E în regulă. Până la 15.000 o să mai dau. No, nimic nou. Puncte pe Nyx. Nu e rău absolut deloc. Și o să mai dau încă unul, uite încă unul. Puncte pe Pepper, ok. Hai să dau eu match cu Finn și Buck încă mai sunt departe pentru a-i face level 13, dar o să-i fac curând. O să dau match cu Larry. Cred că totuși restul de bănuți pe care i-am, ok, hai că mi-atrage asta tot ce trebuie. Bă, dar du-te de aici. Oh my god, man. Salut. Nici n-am mai reușit să mai vină omul. Singurul caracter care se va merita și vreau să-i fac upgrade este Buck și Finn. Uite ăsta cum a rămas. Lol, man, ce bug-uri are jocul. Dar vreau ca pe viitor aceste gemuri pe care le am eu. Nici nu mi-am dat seama că este ăsta aici. Doamne. Cât îl mai ține în viață, man. Ok, să mă concentrez puțin. Meciurile sunt din ce în ce mai grele. Din ce în ce mai grele sunt meciurile, băieți. Ok, și o să stau ca să-mi încarc viața. Gemurile pe care le am, o să le, probabil o să le cheltuiesc pe... Nu știu ce șansă ai putea să ai tu ca să scap de mine. Eu ți-am zis, nu m-ai crezut. O să le cheltuiesc pe bănuți, pe gold, ca să dau upgrade la caractere. Pentru că... Nu știu ce să zic. Aș putea să mai deschid niște chesturi din acelea de smarald. O dai cu Robert, ia auzi la el. Am dat-o Robert. Dar nu cred că o să împice foarte multe puncte pe Buck și pe Finn ca să pot da upgrade. Și am nevoie de gold. Gold este cel mai esențial pe jocul ăsta pentru că costă foarte mult să dai upgrade. Foarte mult costă. Super, super mult costă, băieți. Deci acum să dau la level 13 îmi trebuie 70.000. 70.000, brădare. Ce nasol e că nu dai prin apă. Oh my god. Ce l-am blocat. Băi, cred că o să moară, nu știu dacă are healing. Salut, bun. Avea și legendară. Deci am dat cu Bruce, am dat cu... Ok, avem și cutie de aur disponibilă, dar nu o să o deschid acum. Foarte aproape de level 13 și... Dar chiar vreau să mă uit așa în mare parte. Uite pe Mowgli, pot să fac level 13 și exact ce vă spuneam, 70.000 costă. 70.000. Fuse o să jucăm acum. Duke am o grămadă, deci pot să-l fac level, dar contează gen bănuții, goldul.
Shelly pot să-i dau level up, Oli la fel pot să-i dau foarte mult level up, Finn și Buck. Deci Finn și Buck și după aceea și Bruce cred că o să upgradez, dar și Nyx ar fi foarte bun. Oh my god, man, sunt multe caractere pe care le-aș vrea upgradate. Dar eu zic că Buck și Finn, dacă mi-ar veni, ar fi minunat. Ar fi minunat ca să le dau level up. Hai să mă duc eu pe undeva unde e apă, cu Fuzi. E ok și așa. Rapid, silver-ul, am nevoie de silver. Ui, și ăsta legendar. Hai mă, vorbesc serios. Da, băgam aș banul la portofel. Și tot pe mine m-a nimerit. Înnebunesc. Înnebunesc. Sunt super, super mega low. Fai de capul meu și sunt super low și nu am bunătăți. Mamă, double kill! Respect. Ia să stai puțin pe loc. Trebuie să bag neapărat bunătăți, băieți. Pentru Fuzi trebuie neapărat. Neapărat trebuie băgat. Ok. Hai că a fost bine, a fost bine, a fost bine. Respect. Mai am un Fuzi aici. Un Fuzi care l-am omorât chiar acum. O să dau ai de capul meu. Nu, cameleonul care ciordește. Nu, cameleonul cu ciordales. Da. Healing-ul neapărat trebuie să-l dau. Neapărat healing-ul. Trebuie să-mi dau healing în continuu. În continuu trebuie healing, băieți. N-a apucat ca să-l nimeresc. Hai, man, fugi. Ok, cred că o să moară. Nu, încă nu. Healing-ul la băiatul. Respect, a murit. N-a murit? O să moară. Hai să luăm noi cel mai bun loot și să stau aici. Dar nu, că eu pot să fug și prin apă. Pot să fug bine de tot prin apă. Oh my god. Oh my god, man, cum stau oamenii. Ok, eu nu pot să dau nimic. Hai să o dăm, dacă vrei să o dăm. hai să o dăm dacă vrei să o dăm. E clar, băieți, cu cât ajungi în trofee mai mari, cu atât meciurile sunt mai grele. În fine, nu mai prelungesc episodul, băieți, pentru că nu mai prelungesc, n-are sens. O să jucăm mai mult pe live-uri. Mai am 14.000 și asta, mamă, câte chest-uri am deschis și câte gemuri am cheltuit. O grămadă. În fine, toate cele bune, nu uitați de butonul de like și o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!